Simona Halep, cea mai bună tenismenă a lumii, a primit astăzi crucea Sfântului Apostol Andrei din partea înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Ceremonia de înmânare a distincției a avut loc la Catedrala Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța. Numărul 1 în clasamentul WTA, Simona Halep, a fost prezentă astăzi la Catedrala Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța, alături de membrii familiei. Înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a explicat că la 100 de ani de la Marea Unire și 140 de ani de când Dobrogea a revenit la patria mamă, premiază o persoană tânără care s-a depășit pe sine. Simona Halep nu este un nume obișnuit. Este un nume care și-a câștigat valoare prin credință, prin stăruință, prin toată osteneala. Iată Sfântul Apostol Pavel, care este cel mai mare apostol, apostolul neamurilor, atât de frumos vorbește despre cei ce se întrec la jocuri. Și zice, dacă aceia aleargă pentru o cunună care se vestejește, cu cât mai mult noi creștinii trebuie să alergăm pentru o cunună care nu se vestejește. Simona Halep a declarat că este o onoare să primească distincția Eparhiei Tomisului Crucea Sfântul Apostol Andrei. Este o onoare și sunt foarte emoționată de această distincție. Mereu mă închin și cred în Dumnezeu, pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu nu se poate face nimic. Doresc multă sănătate tuturor și să ne ajute Dumnezeu pe toți. Simona Halep va termina pe primul loc în clasamentul mondial pentru al doilea an consecutiv, cu cel mai bun procentaj de victorii în circuitul profesionist feminin de tenis în 2018, 80,7%.